Astăzi, elevii claselor a 8-a au susținut simularea pentru evaluarea națională organizată la nivel județean. Cei 3406 elevi din Olt care vor termina gimnaziul anul acesta și-au testat astăzi abilitățile la limba română. Simularea s-a desfășurat la fel ca cea națională și este extrem de benefică pentru a vedea nivelul de pregătire al copiilor, mai ales că orele online și-au pus amprenta asupra cunoștințelor. Mizăm pe seriozitatea lor, pe caracterul obiectiv al evaluării și dacă este nevoie, vom îndeplini, vom întocmi un plan remedial, astfel încât în vară, la evaluarea națională, Școala Eugen Ionescu să aibă în continuare rezultatele consacrate, însemnând să ocupe unul dintre primele locuri pe județ. Simularea a fost binevenită și pentru elevi. Ei spun că subiectele au fost accesibile și se așteaptă la note cât mai mari. Fără aceste simulări, ei nu își pot da seama unde mai au de lucrat. Subiectele au fost acceptabile și ne-am descurcat, zic eu. Eu cred că m-a ajutat să-mi fac un reper despre unde cred că m-aș putea situa înainte de capacitate. M-am descurcat așa și așa. O notă mi-aș da 7 maxim. Legătura dintre texte, dintre textul Inocenții și o carte pe care am citit-o eu, nu mi-am dat seama. Pentru a ne ridica standardul capacității noastre. A fost ok, ne-am așteptat la acest subiect, am avut la subiectul al doilea rezumat. Subiectele au fost accesibile, bine create și eu consider că m-am descurcat. Undeva la un 9,50, deci 95 de puncte. A fost un text accesibil, un text pe care l-am putut corela destul de bine cu un alt text studiat la clasă. Și subiectele chiar au fost foarte bine structurate. Această simulare mă ajută și pe mine și pe colegii mei în practic putem să vedem nivelul la care ne aflăm, să vedem ce măsuri putem lua sau ce măsuri trebuie să luăm pentru a avea rezultate cât mai bune la evaluarea națională din iunie. Am avut la subiectul 2 roman, am avut să facem un rezumat al primului text. A fost ok pentru pregătirea pentru examen. Mâine, elevii de gimnaziu din județ vor simula și examenul de matematică. La nivel național, simulările pentru clasele A8-a vor avea loc pe 4 și 5 aprilie.